Huiduielile înghesuia la umăr la umăr în timpul votului și pledoarii în culise și la tribună. Așa s-a manifestat Congresul PNL din acest weekend, unde Florin Câțu și Ludovic Orban s-au acuzat de fraudă. De asemenea, la eveniment au participat 5.000 de persoane în plină pandemie. Din nou, neglijența principalilor oameni în stat a ajuns la cote maxime. În plină pandemie, Partidul Național Liberal a organizat un eveniment cu 5.000 de persoane, unde chiar președintele României, Klaus Iohannis, a fost surprins fără mască de protecție în spațiu închis, iar imaginile au ajuns virale. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a reacționat pe pagina sa de socializare în urma Congresului PNL. Vreți circ? Vreți să vedeți ce înseamnă dublu standard? Vreți să vă simțiți umiliți? Uitați-vă la Congresul PNL. Pe de o parte, urlă că avem peste 7.000 de infectări pe zi, carantinează localități, închid școli, paralizează sistemul de învățământ, schilodesc sistemul sanitar și nenorocesc economia, iar pe de altă parte, strâng 5.000 de oameni la un loc care să aleagă cine dintre Câțu și Orban va continua ruinarea țării sau, mai precis, cine primește bucata mai mare de ciolan. Un lucru este sigur, Câțu a fost huiduit de proprii lui colegi de partid. Dacă nici acum nu face doi pași în spate, suntem condamnați la pieire. Congresul PNL s-a remarcat prin scandal și huiduieli.